sunt Dabs. Astăzi o să vorbim despre drepturile omului. Titlul 3. Egalitate. Articol 20. Egalitatea în fața legii. Toate persoanele sunt egale în fața legii. Articol 21. Nediscriminare. Aliniatul 1. Sintezice discriminarea de orice fel bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau orice altă natură. Apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală. Aliniatul 2. În domeniul de aplicare a tratatelor și fără aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie. Articol 22. Diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Articol 23. Egalitatea între femei și bărbați. Egalitatea între femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și remunerarea. Principiul egalității nu exclude menținerea sau adoptarea de măsuri care să prevadă avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat. Articol 24. Drepturile copilului. Aliniatul 1. Copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor, își pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate. Aliniatul 2. În toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial. Aliniatul 3. Orice copil are dreptul de a întreține cu regularitatea relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția cazului în care acestea sunt contrarii interesului său. Articolul 25. Drepturile persoanelor în vârstă. Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală. Articol 26. Integrarea persoanelor cu handicap. Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității. Asta e tot! Ne vedem și mâine!